Cu toții avem un talent. La revedere, spuse Sim după ce își îmbrățișează toată familia. O să-ți ducem lipsa, spun suspinând frații și surorile sale. Nu fiți trești, mă voi întoarce să vă văd, promit asta. Dar m-am făcut mare, acum este vremea să plec și să descopăr lumea. Doamna șoricica la aprobă și îi spune, Mergi, Sim, mergi, fiule, până la capătul visurilor tale și nu uita niciodată că ești unic. Vei vedea, îți vei face prieteni adevărați la fel de unici ca tine. Astfel, plin de încredere, Sim face primii pași în lume. Deseori se împiedică sau cade, dar nu se oprește din drum. Așa se mai întâmplă când mergi pe un drum necunoscut, își spune șoricelul. Dar trebuie să fiu tare, să nu renunț, pentru că altfel nu voi atinge scopul. Am atât de multe de descoperit. Dar nici nu se ridică bine că se trezește cu o lovitură în creștetul capului. Au, țipă el, ce înseamnă asta? O, oh, îmi pare rău, eu, eu nu te-am văzut, îi spune o cărtiță mică. Ei, nu mai spune, se-mi sim, sunt destul de mare, ai probleme cu vederea? deși într-adevăr nu văd prea bine, dar am un miros excelent. Chiar și sub pământ el mă ajută să recunosc și în jurul meu și nimeni nu mă trece la săpat tuneluri. Aha, deci într-un fel și tu ești unică, la fel ca mine. Am picioare prea lungi și mustăți prea scurte, așa că mai cad în nas câteodată, dar sunt foarte deștept. Vrei să fim prieteni și să colindăm împreună în lumea largă? Merg cu plăcere, răspunde cârtița, încotro vrei să ne îndreptăm. Acolo unde visurile devin realitate, surâde sim. Cei doi merg și merg până ajung la marginea unui iaz, pe malul căruia cârtița se oprește dintr-o dată. Ce-i arătarea asta ciudată care sare peste tot? Întreabă ea. Este doar o broască, spune Sim. Privește cum se distrează. Uau, wow, un salt riscant. Bravo, a fost super. Uac, uac, ce? Întreabă cu imire broasca. Cred că nu a înțeles foarte bine ce i-ai spus, murmură cârtița. Broaștele nu vorbesc și nici nu aud foarte bine. Asta nu împiedică să fie o maestră a săriturilor și să fie amuzantă. Are într-adevăr ceva unic, la fel ca noi." Îmi prinde lăbuța broaștii și îi spune cu voce puternică, Cărțița și cu mine am plecat împreună să colindăm lumea. Vrei să devii prietena noastră și să ne însoțești peste tot unde vom merge?" Oac?" Da!" Răspunde broasca cu mare bucurie. În mijlocul unui câmp, cei trei prieteni zăresc un pui de corb, care stătea nemișcat în fața unui geam maro plin de ace. Hai, te rog, ieși!" ruga pasărea. Vino să te joci cu mine!" Nu!" scâncește o voce subțire. Mi-e frică!" Te rog!" insistă corbul. Nu! Îmi este prea frică!" Cu cine vorbești, micuță pasăre?" întrebă Sim, apropiindu-se de corb. Oareciul îi e frică de orice, explică pasărea, și ori de câte ori îi este frică de ceva, se face ghem, chiar în mijlocul câmpului. Dar asta nu este grav, spune Sim. Așa fac toți aricii când vor să se apere. Cârtița se întoarce spre arici. Bună ziua! Suntem trei prieteni, venim de departe și am vrea să facem cunoștință. Prez de câteva clipe, areciul nu spune nimic. Apoi, cu o voce tremurată, îndrăznește să întrebe: Sigur doriți asta? Da, și am vrea să aflăm ce știi tu să faci deosebit. Păi, eu nu prea știu să fac nimic, mărturisește Ariciul. Pot doar să mă fac ghem atunci când sunt în pericol. Spune, îți este frică și de furtună? Bineînțeles când cește ariciul, dar de ce să mă întrebe așa ceva? Nasul meu spune că se apropie o furtună, spune cârdița. Ai dreptate în îndepărtare, tună și fulgeră întărește sim privind norii negri care se adunau pe cer. Repede, veniți, știu un loc șor unde ne putem ascunde, strigă corbul, luându-și zborul. Sim și broasca oprind pe cârtiță de lăbuțe ca să o ghideze și tot grupul aleargă cât poate de iute spre adăpost. Ajungând în sfârșit într-un loc plin de iarbă și de frunze, fără să stea pe gânduri, cârtița începe să sape un tunel. O, oh, nu, a început deja să plouă, strigă corbul. – O, prieteni, oac, oac, ce plăcută este ploaia! – exclamă broasca râzând. În timp ce e prin ploaie, Sim adună câteva frunze mari ca să facă un acoperiș pentru prietenii săi. – Repede, este niște iarbă aici, spune Sim, împiedicându-se încă o dată în firele lungi, să le adunăm înainte de a le uda ploaia. În cel mai scurt timp, cei cinci prieteni sunt instalați în micul lor adăpost. A fost formidabil, nu-i așa, spune cârtița, dar niciunul dintre noi nu ar fi reușit fără ajutorul celorlalți. Asta este sigur aprobă broasca. Cred că am reușit tocmai pentru că fiecare dintre noi știe să facă bine un lucru anume, completează corbul. Nu și eu, ci eu nu știu decât să mă fac chem și să-mi scot acele atunci când sunt în pericol. Nimeni nu are așa ascuțite cale tale, exclamă Sim. Ai putea să ne aperi. Cine ar îndrăzni să ne atace după ce ar vedea acele ace ascuțite? Asta așa este, spune Riciul, zâmbind pentru întâia oară. Știți, întotdeauna ar trebui să fie așa, adăugă Sim. Întotdeauna ar trebui să ne ajutăm unul pe altul. Atunci să rămânem împreună pun în cor cei cinci prieteni, unul pentru toți și toți pentru unul. Noapte bună, copii!